Deci pierdem la media și un meci de Premier Africa, un rezultat rău pentru echipa noastră. Vă spuneam că va fi o partidă dificilă, nu mă așteptam însă să avem asemenea probleme. Nu știu de ce nu merg comentariile, cel puțin în acest moment nu văd niciunul din comentariile voastre. Acum au început să apară. Din păcate e groaznică situația, nu știu cum putem să ieșim în acest moment. Sigur, suntem la cald, suntem după un meci în care eu știu, așteptam altceva. Am avut un portar, ce să spun, ar trebui dat afară după acest meci, ar trebui dat afară și cel care l-a adus și el. Trist, trist și credeți-mă că vă înțeleg toată frustrarea și eu simt aceeași frustrare pe care o simțiți și voi. Chiar nu văd soluție în momentul de față, dar nu mai avem voie să facem absolut niciun pas greșit. Orice pas greșit în momentul ăsta este, ca să spun așa, fatal pentru echipa noastră. Suntem pe loc retrogradabil și dacă nu se întâmplă ceva în următoarele partide, cu siguranță lucrurile se vor îndrepta către eu știu, către un loc nedorit de noi, către ultimele două locuri. Spuneam că scopul în acest moment este să prindem un loc de baraj, dar la cum jucăm, șansele sunt foarte, foarte mici. Da, din păcate asta este situația și nu avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe. Repet, este un moment greu, foarte greu, poate cel mai greu de când știu eu Dinamo și este clar că frustrarea este maximă în această perioadă. Despre meciul de astăzi, ce să spun? Despre meciul de astăzi, puține de spus, din păcate, în prima repriză ne-au bătut clar, au avut 3 șuturi pe poartă și 3 goluri. Am văzut că mulți au spus despre arbitraj, nu cred că e vorba de arbitraj. Putem invoca anumite lucruri, dar nu trebuie să ne ascundem după arbitraj. Pur și simplu a fost o apărare extrem de permisibilă și un portar care pur și simplu ar trebui să nu mai apere niciodată la Dinamo. Nu știu dacă vom reuși să ne salvăm. În acest moment este foarte greu de spus ceva. Știu doar că indiferent de situație, ar trebui ca băieții ăștia să lupte până la capăt. Nu știu dacă Urin poate face ceva, nu-l acuz pentru ce se întâmplă acum la echipă. Am văzut și multe comentarii care spun că ar fi fost blat. Nu cred în varianta blatului, cred că pur și simplu este un blocaj de care nu putem să scăpăm în acest moment. Cristian Tudor spune două penaltiuri neacordate, nu știu. Nu ne putem ascunde după arbitraj, e adevărat, au fost două penaltiuri neacordate, dar este clar că meciul cu voluntariu devine un meci crucial. N-ai bătut cu voluntariu, nu prinzi loc de baraj, pentru că trebuie să bați voluntari, trebuie să bați Hermonștea, trebuie să bați cel puțin în 4 meciuri din cele 7 și după 12 rezultate fără victorie e greu de spus. E greu de presupus că vom reuși să învingem, dar, mă rog, este clar că noi ne resemnăm suporterii, singurii care mai pot face ceva, sunt jucătorii. Trebuie adus de urgență, spun eu, astăzi, mâine, un psiholog la echipă, pentru că altfel nu reușim să facem absolut nimic. Da, cam asta este situația și nu știu dacă putem face mare lucru acum. Da, o să vedem în următoarele etape. Oricum, mâine o să fac cu colegii noștri o analiză mai amplă la matinal. Este clar că vedem cu toții lucrurile în negru și trebuie să ne liniștim cu toții, trebuie să ne calmăm. Da, Gigi Mulțescu e dărâmat la Digisport, normal, toți dinamoviștii sunt dărâmați astăzi. Este absolut firesc, repet, înțeleg toate frustrarea, s-a acumulat foarte, foarte multe frustrare. Nu mai e vorba de a apăra Dinamo în presă, pentru că în momentul de față, clar, nu ai ce să aperi. Singurii care pot face ceva sunt jucătorii. Nu știu, văd că aveți diferite variante cu Bratu, antrenor și așa mai departe. Habar n-am dacă. L-am văzut pe Urin, un om dărâmat pe finalul meciului. M-am uitat la el și, cel puțin din ce se vedea la televizor, mă mir să nu-și dea demisia după
după meci. Mi s-a părut și acel roșu acordat aiurea, îi dai galben pentru, da, oricum nu acel roșu a determinat soarta partidei, ci portarul care efectiv a luat gol din toate pozițiile, 3 șuturi pe parte în prima repriză, 3 goluri, apoi o neputință cu care ne-am obișnuit deja. Am dat un gol, spun eu norocos, am avut și puțin ghinion la lovitura de cap a lui Nemeț, dacă jocul trecut imediat după gol am ratat penalti Sorescu, pe care nu-l mai recunosc, acum lucrurile stau cu totul și cu totul diferit, a dat Nemeț în bară. Repet, nu știu dacă antrenorul e de vină, nu știu dacă putem, are ori în vreo vină, habar n-am ce trebuie făcut acum, repet, din punctul meu de vedere nu se poate schimba mare lucru până în următoarea etapă, însă măcar să încerce cineva să ducă un psiholog la echipă, să stea de vorbă cu băieții ăștia, poate reușim ceva. Cam asta am avut să vă spun la ora asta, repet, o să discutați mult mai multe mâine dimineață la 10 cu colegii Nicu Grameni și Cătălin Alexandru. Prieteni, o nouă seară tristă, a câta oară în acest sezon și nu știu cât de serios ați luat faza cu retrogradarea, recunosc, eu nu mă gândeam nicio clipă că Dinamo poate să retrogradeze, dar dacă vă mai face pași greșiți, acolo ne vom îndrepta. În momentul de față pare că avem nevoie de minune, ca să, ca să scăpăm. Dacă vom reuși, este bine, dacă nu, probabil că trebuie într-adevăr un plan pentru Liga a doua. Eu sper totuși să nu ajungem acolo, sper să nu retrogradăm, pentru că perspectiva Ligii a doua pentru Dinamo este groaznică, absolut groaznică. Da? Da, din păcate vine apocalipsa și nu prea putem face nimic în acest moment. Cineva spune că au trădat jucătorii, nu știu dacă au trădat sau atâta pot, habar n-am, e greu să spun acum, este prea la cald, dar e clar că o parte din ei joacă cel puțin suspect în acest moment. N-aș da vina nici pe ghinion, nu știu dacă este ghinion și, repet, singura noastră șansă este ca în următoarele 6 meciuri să luăm 3 victorii. Cu cine? Habar n-am, pentru că la cum jucăm nu putem să batem pe nimeni. Cam asta a fost emisiunea din această seară. Repet, mâine dimineață la 10 veți fi alături de colegul Cătălin Alexandru și Nicu Grameni. O seară cât se poate de liniștită vă, hai Dinamo!